Prieteni, astăzi vom vorbi despre un cuvânt foarte utilizat în contextul rugăciunilor noastre. Aminul de la sfârșitul fiecărei rugăciuni. Ce înseamnă amin? Amin în contextul rugăciunii. Amin are o încărcătură semantică bogată. Amin înseamnă participare, implicare, asumare a unui lucru. În cazul rugăciunii, a conținutului acelei rugăciuni. Zicem, dacă este o rugăciune de cerere, îți dorești și crezi totodată că acea rugăciune ți se va împlini. În Evanghelie, în Vechiul Testament, amin este folosit relativ de puține ori și mai ales cu referire la o anumită solemnitate a unei afirmații. Lucru preluat în Noul Testament. În Noul Testament, amin este Mântuitorul Hristos, este folosit de multe ori. De multe ori introduce audienței o anumită declarație, un anumit lucru spus, folosindu-se de cuvintele amin, amin, sau adevărat, adevărat, zic vouă. Un anunț că urmează ceva foarte serios de o semnificație și o importanță deosebită și totodată un lucru a cărui veridicitate nu poate fi pus la îndoială. Amin înseamnă, în traducere, așa să fie. Sau de acord. Sau îmi doresc să fie așa. Aminul nu e neapărat sfârșitul unei rugăciuni, ci cuvântul care pecetluiește dorința și conținutul unei rugăciuni. În Vechiul Testament, cuvântul pentru rugăciune este tefilim, care înseamnă conexiune, care înseamnă legătură, care presupune relație. Rugăciunea încheiată cu acest cuvânt înseamnă că poate conține și un acord sau o înțelegere sau un lucru pe care părțile implicate în actul de rugăciune le așteaptă unul de la celălalt. Aminul înseamnă multe lucruri. Îl folosim noi creștinii de nenumărate ori. Uneori fără să ne dăm seama sau să realizăm conținutul lui. Acest așa să fie, colectiv, înseamnă participare, comunitate și așezare în același conținut de credință. Amin.